Ultima activitate din cadrul proiectului îmbunătățirea accesibilității euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul nou pan-european de transport se apropie de final. Luna aceasta, proiectul urmând să se încheie cu succes. Lucrarea constă în activitatea de elaborare a sistemului comun pentru o bază de date unică a euroregiunii Ruse-Giurgiu, prin care vor fi colectate și procesate date de trafic, fiind realizată de partenerul lider, Primăria Ruse, Municipalitatea din Giurgiu, ajutând prin toate mijloacele la buna implementare acesteia pe teritoriul României. Această activitate contribuie la fluidizarea traficului rutier pe traseul ce conectează cele două orașe la coridorul de transport pan-european numărul 9. În acest sens, se montează camere de luat vederi și panouri de afișat cu LED pe traseul reabilitat prin proiect în trei locații din municipiul Giurgiu. Zonele vizate sunt Bulevardul București, lângă Spitalul Județean, unde sunt amplasate 5 camere de monitorizare și un panou LED, Bulevardul Mihai Viteazu, lângă Abator, și aici sunt montate 5 camere de monitorizare și un panou LED. Punctul de trecere a frontierei Giurgiu va fi prevăzut cu 5 camere de monitorizare și 2 panouri LED. Baza de date privind informațiile de trafic va fi gestionată în colaborare cu partenerii bulgari, având sediul în incinta Direcției Poliției Locale Giurgiu, respectiv la Primăria Giurgiu.